În urma votului de ieri din Parlament și după ce moțiunea de cenzură a trecut cu 261 de voturi și guvernul Orban a fost demis, am fost invitați astăzi de către președintele României, constituțional, să luăm parte la consultări. Am venit cu aceeași propunere pe care o cunoașteți deja, în persoana domnului Remus Pricopie, prim-ministru. Din acest moment, decizia aparține președintelui României pentru ce durată mai scurtă sau mai lungă se va desfășura această criză guvernamentală și politică. Noi, Partidul Social Democrat, ne-am făcut datoria de a apăra democrația, astfel încât legile electorale să nu fie modificate cu atât de puțin timp până la desfășurarea lor. Acum am avut de-a face cu o modificare la alegerile locale. Cu alte cuvinte, trecând moțiunea, alegerile locale vor fi pentru primari dintr-un singur tur, respectiv pentru președinții consiliilor județene prin vot direct. Urmând să intrăm printr-o dezbatere transparentă și publică în Parlament pentru a face modificări la alegerile locale în perspectiva anului 2024, cum este și corect și constituțional. Domnul profesor Pricopie chiar este o propunere serioasă și președintele României a luat act de propunerea noastră. Momentan, decizia aparține președintelui României. Președintele decide cât de scurtă sau lungă este această criză guvernamentală.